Bună ziua tuturor! Noi, în compania a trei membri comisiei din cinci, cu părere de rău ceilalți doi colegi, curent că noi ieșim, dar nu putut să participe la conferință de presă, venim cu câteva mesaje foarte importante din punctul nostru de vedere. Noi am promis că imediat după ce obținem documentele legate cu numele beneficiarilor, din raportul Crow. Nu vorbim că persoanele beneficiare conform rezultatelor anchetei, vorbim strict de raportul Crow. Și atât când le primim aceste numele, noi am spus că imediat o să spunem, asta este obligațiunea comisiei în contextul așteptării societății. Am întreprins câteva eforturi. Țineți minte câte au fost strecurări de informații, diferite zvonuri. Noi am mers pe calea legală, am întreprins eforturi prin intermediul Procuraturii Generale. Nu a fost cooperantă. Prin intermediul Băncii Naționale și direct adresări către CROW, azi la orele 13:30, a venit informația cu anumite nume, că ea nu se numește lista beneficiarilor, adică să folosim termene corecte. Și azi noi am semnat toți cinci membri comisiei un fel de declarație de confidențialitate. Acolo sunt două lucruri care noi n-ar trebui să facem. Prima, să publicăm aceste documente, că sunt două documente, și să nu pronunțăm niciun nume. Noi am discutat acest subiect în cadrul comisiei și am luat unanim decizia că la prima regulă noi ne conformăm, deoarece acolo, Doamne ferește, ce se așteaptă, că în caz dacă vor fi publicate, riscăm cu problema recuperării banilor, că acolo sunt niște conturi, că sunt niște cerințe de la băncile cu care Banca Națională cooperează, cerințele internaționale și vor fi o prejudiciu grav de tot pentru Republica Moldova. Aici noi am acceptat această condiție, deși comisia consideră că imediat după ce noi vom prezenta raportul, noi vom insista la desecretizarea tuturor documentelor, inclusiv și acestor documente. Dar referitor la numele, noi unanim în cadrul comisiei am decis că ne asumăm acest risc, deoarece așteptările cetățenilor sunt enorme, deoarece suntem în întârziere cu acest lucru și aceste numele parțial deja au răsunat. Și este datoria comisiei, care este un organ nu doar juridic, dar și politic, și noi ne asumăm răspunderea politică pentru rostirea acestor nume. Și azi noi o să vă spunem, o să putem confirma câteva nume, că urmează să mai studiem, să mai analizăm, că sunt câteva nume care nu sunt așa de importante sau cel puțin necunoscute. Noi trebuie să studiem. Și sunt câteva companii care figurează în această listă, care, în opinia autorilor documentului, sunt legate și au fost finanțate din banii furați de la BEM. Este opinia acestei agenții. Iată, dacă să vorbim despre listele, putem să confirmăm, nu că e oficial, dar de la documentul oficial care noi azi oficial am primit, că în raportul CRO figurează Vlad Plahotniuc. Noi numim acum sumele, conturile, tranzacțiile, dacă cineva o să ne adreseze în judecată o să arătăm tot. Dar Vlad Plahotniuc este, noi aș spune, dacă de beneficiare, principalul beneficiar al furtului miliardului potrivit acestui document. Pe locul 2 se află gruparea lui Vlad Filat, și tot sunt indicate sume, sunt indicate conturile, sunt indicate tranzacțiile, companiile și Vlad Filat cu câteva persoane din anturajul lui figurează în acest document, într-adevăr, și nu, asta este aici confirmat cu câteva tranzacții. Desigur că, nu, asta cred că nu este mare surpriză pentru nimeni, că este aici Ilan Șor, Ilona Șor figurează, Marina Tauber, care se făcea că Doamne ferește, că ea e curată ca lacrimă, Regina Apostolova, Iuri Fotescu, aproape toată fracțiunea partidului CROW, care mai este în Parlament.
sunt ei și sunt iarăși cu sumele, cu toate cifrele, aproape fiecare a doua pagină. Au o întrebare că printre beneficiari finali, acolo se află câteva persoane. Dar sunt și nu putem spune că ei doar au fost uneautele, că ei au fost nu știu ce, că prin care au trecut aceste tranzacțiile. Ei sunt și beneficiarii acestui furt potrivit acestui document. Repet încă o dată, nu este document de anchetă, dar este documentul pentru care o grămadă de bani cetățenii noștri au plătit și procedura iată s-a taraganat din 2015. Celelalte nume, Tuvafeu, sunt cunoscute pentru voi, este aici toată această grup, acest grup pe lângă Unibank și am vorbit deja de Tauber, de Apostol, este acolo și Petru Lucinski, este și Vladimir Navasadiuc, sunt și alte persoane mai puțin cunoscute. Figurează numele lui Gabriel State în raport cu suma, iarăși care potrivit acestui raport, dumnealui a primit în cadrul acestei tranzacții, figurează mai multe companii afiliate lui Plahotniuc, dintre care Prime Management, OTIF Prime, Prime TV, Finpar Invest, Bascon Lux și Gemini. Toate aceste companii figurează în acest document. Foarte mare rol, conform iarăși acestui document, se atribuie la doamna Olga Bandarciuc. Practic, fiecare a doua pagină este figurantă și sunt legăturile atât cu gruparea lui Plahotniuc, cât și cu gruparea lui Șor. Este o persoană marcantă care a, cel puțin din acest document reiese că a participat foarte activ sau cel puțin pe numele dumneiei au fost transferate sume impunătoare. V-am numit cam numele cele mai importante care figurează aici. Poate nu sunt multe surprize, dar sunt și câteva iată, momente care sunt legate de... Mai sunt încă și câteva persoane care urmează noi să studiem, sunt suspiciuni rezonabile că ei tot fac parte din anturajul unor politicieni, dar totuși noi... A, iată și domnul Galavatiuc a venit. Dar totuși noi considerăm că urmează să studiem, persoanele nu sunt așa de cunoscute, și înainte de a rosti numele, noi am hotărât la comisie să mai analizăm că am primit acest raport 2 ore în urmă. Dar imediat am venit în fața presii, în fața publicului, deoarece asta este interesul societății. Repet încă o dată și aici închid, noi, comisia, ne asumăm această responsabilitate, chiar dacă am semnat acest acord, această declarație cu Banca Națională, noi considerăm că cu mare întârziere, publicul află informația despre raportul Crow și din documentele, despre mai multe documente. În special menționez că aceste documente sunt și în Procuratura Generală și când noi ne-am adresat către Procuratura și de acolo a venit răspuns că ei nu au listă beneficiarilor, este o trișare din partea lor. Probabil ei s-au legat de partea formală, repet, documentele nu se numesc listă beneficiarilor, nu există așa document. Probabil că cei de la Procuratura s-au legat de chestia asta și au spus că noi nu avem listă beneficiarilor. Dar ei foarte bine au înțeles ce am vrut noi și răspunsul lor a fost pur formal. Încă o dată menționăm necooperarea Procuraturii lui Harungen, cu care noi am avut colaborare, adică n-am avut colaborare, și care au făcut tot posibil pentru a mima ancheta din 2015 încoace și nu au vrut să colaboreze cu comisia noastră parlamentară. Aici eu mă opresc și vreau să ofer... Da, nu, dar păi fiecare o să vorbească și să ofer cuvântul tuturor colegilor mei. Eu încă o dată repet. În acest document care noi am avut, iată acum studiem atent, în acest document eu n-am văzut pe soțul domnului Greceanu și pe întreprinderea. Urmează să studiem mai detaliat ce este, dar eu v-am spus numele care sunt. Cine din actuala guvernare figurează în această listă, dacă este? Noi v-am numit pe toate persoanele sonore. Care sunt. Dacă considerați că cineva din ei, ei, Plahotniuc, eu poate mai face parte de guvernare, eu mai controlează câte ceva aici. Ați menționat Prime TV, cum anume Prime-ul?
Haideți să vorbească da, fiecare să și pe urmă noi răspundem la întrebări. Lilian, tu? Da. Bună, este cu adevărat acest subiect, ceea ce privește frauda bancară, este unul care stă pe agenda de la 2012 încoace, când a început, iar 2013, când 2014, când a avut loc devalizarea. Dar, cu adevărat, noi vedem în acest raport foarte clar și în sinteză, dar și în cuprins, unde sunt evidențiate foarte clar câteva grupuri care, în mijlocit, au fost implicați în această fraudă bancară și sunt beneficiarii finali. Sunt prezentate și cum sau care, prin care bănci, toate că sunt acoperite și asta deja procurorii trebuie în cauză penală să le prezinte. Însă este clar că am avut o clasă politică care conștient a fraudat și a devalizat această bancă și eu sunt sigur că și alte acțiuni pe care au fost întreprinse, precum aeroportul Chișinău, dar și alte întreprinderi care au fost privatizate, o să avem o claritate din partea altor comisii sau altei comisii care este condusă de către domnul Deci Munteanu. Este ca cetățenii să știe cum au fost devalizați sau care au fost persoanele prin intermediul căruia au fost scoși banii din sistemul bancar. Și nu în zadar are loc ridicarea imunității acestor persoane în plenul Parlamentului. Dacă ar fi fost și Vlad Plahotniuc, cred că procurorul ar fi venit și după el, după informația pe care o deținem noi aici în acest raport final a raportului Kroll, adică partea de beneficiari. Da, apar nume noi, oameni necunoscuți, deci noi care nu sunt cunoscute opinii publice, sunt oameni care va trebui să verificăm, să vedem cine sunt, da, pentru a vedea legăturile lor cu clasa politică din Republica Moldova, că de obicei clasa politică asigură baza legală, așa în ghilimele putem spune, pentru furtul legal sau hoților în lege, prin, și deja persoane interpuse prin care ei au scos, au scos acești bani. Deci, el se adeverește și multe studii care le-au făcut, sau investigări, mai bine zis, de către anumite surse media de Republica Moldova. Și aici vreau să spun că foarte multe investigări care au fost făcute de Ziarul de Gardă, RISE Moldova, deci cu adevărat se adeverește. Deci bravo acelor jurnaliști care au știut să găsească informația necesară pentru a face public sau în spațiu public despre încălcările care sunt sau au fost făcute în sistemul bancar. Și în linii generale, așa cum a spus și domnul Slusăr, apare o bună parte din informații ce este și nou, dar o bună parte este cunoscută în spațiu public și datorită jurnaliștilor de investigație. Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые граждане страны, я хотел бы обратить внимание на один-два момента, по-моему, очень важных. Первое. Этот документ поступил в страну в марте, 22 кажется, марта 2018 года. То есть уже полтора года этот документ был в распоряжении следственных органов, прокуратуры, Национального банка и так далее. И что-то продвинулось? Нет. Мы вчера слышали о том, что уголовные дела были открыты в 2016 году. И только сейчас начались конкретные какие-то мероприятия. О чем это говорит? Это говорит о том, что прежняя власть была не только не заинтересована в решении вопроса, что произошло реально тогда, в 2013-2014 годах, но и препятствовала этому. Моя позиция несколько полностью отличалась от большинства комиссии 2015 года и несколько в деталях отличалась от нынешнего состава, ну, видения. Но я вижу нашу цель в другом. То, что мы сейчас читаем в материалах Кролла, Кролл 1, Кролл 2, и вот этот материал, в принципе, было известно уже весной 2015 года.
Весной 2015 года могли, прокуратура могла спокойно проводить расследование, и все эти имена, фамилии, наименования фирм Кролл взял не в казначействе США и не в Европейском Центробанке. Все это он получил здесь, в Республике Молдова. Поэтому можно было обойтись и без Кролла, если бы была политическая воля провести четкое, честное расследование, что же произошло, и назвать виновных. Есть конкретные люди, которые выдавали эти кредиты, принимали решения, нажимали кнопки Enter, проводили трансферты и так далее. Эти люди должны быть допрошены, и они бы точно сказали, что, куда, кому и сколько. Поэтому мы надеемся, может быть, уверены в том, что результаты нашей комиссии будут лучше, чем результаты той комиссии, которая была в 2015 году. Спасибо. Da, încă o dată, bună seară, vă mulțumim pentru prezența la ora așa târzie. Ca să concluzionez, noi de ani de zile cerem publicarea documentelor și cerem o mai mare atenție acestui caz, cazului furtului miliardului, pentru că nu e o fraudă, e un furt. Fraudă asta e atunci când vii cu buletin fals la banc și iei un credit. Noi am promis că o să-l publicăm, noi am publicat acest tot mai multe documente relevante acestei crime, o să publicăm în continuare. De asemenea, noi am promis ani la rând că o să întoarcem banii înapoi, banii vor fi întorși în măsura în care ei vor fi găsiți. De asemenea, am promis justiție și justiție o să fie. Asta nu se întâmplă în 3 luni, asta nu se întâmplă nici măcar în jumate de an, un an. Justiția, ca ea să fie înfăptuită, ea trebuie să își ia parcursul său. De aceea, noi suntem aici în continuare pentru a ne onora obligațiunile și promisiunile făcute ieri, un an în urmă, ani și ani în urmă. Noi nu renunțăm la ceea ce am spus, asta vă promitem în continuare. Această crimă a fost mai mare decât oricine din noi. Această crimă a fost în o imensitate, da? Noi, ca să comparăm, 15% din PIB cât a fost furat în câteva mișcări, asta e cam cât produce toată agricultura noastră timp de un an. Deci oamenii care muncesc zi de zi timp de un an, cam produc tot atâta cât s-a furat peste noapte. Deci aia este responsabilitatea noastră și a celor care o să ne urmeze să ducă până la capăt și să aducă claritate. Noi suntem aici anume pentru asta. Vă mulțumim. Întrebări. Dar dumneavoastră ați menționat postul de televiziune Prime. Vreau... Nu eu, raportul Crowe. Bine, să ne explicați cu argumente cum anume Prime a fost implicată în frauda bancară. Dacă Prime sau nu știu care o să dea în judecată pe noi, noi în judecată o să arătăm acest document care este aici. Noi am citat documentul în care sunt aduse câteva exemple, tangențe lui Plahotniuc. Nu se vorbește că au ceva probleme cu companie anume, dar sunt tangențele cu persoana fizică și sunt numite câteva companii afiliate lui Vlad Plahotniuc, care au fost finanțate de Vlad Plahotniuc din banii furați de Wabel. Cel puțin banii care, beneficiarul final la care a fost Vlad Plahotniuc, și de acolo au fost finanțate mai multe companii, printre care și compania nominalizată. Așa se conține în acest document. Noastră mă întrebați în calitate de procuror sau în calitate? Eu vă spun, este document, conține informația despre, inclusiv și despre beneficiarii finali. Unul din beneficiarii finali cu sumele impunătoare este Vlad Plahotniuc. Vlad Plahotniuc aceste sume a folosit inclusiv și pentru și prin intermediul unor companii afiliate în exclusivitatea dânsului. Care sunt întrebările la noi cu probe, cu dovezi? O să întrebați procuratura. Ce alte instituții media se regăsesc în această listă? Putem? Ce alte instituții media se regăsesc? V-am spus toate, care v-am numit toate. Media. Media, v-am spus toate, doar este. Doar este care, cel puțin care sunt în acest document. Poate procuratura are alte documente, poate există, sunt alte raportări la acest subiect. Noi spunem la public, la publicul tot ce avem, tot ce am citit aici. De ce nu este lista completă? Ce aveți în vedere? Aveți doar o parte. Că ați primit o parte din listă. Unde este cealaltă parte? Nu, eu nu știu de listă. Asta e document. Eu nu știu. Eu admit că undeva la Crow sau la procuratura sau undeva mai sunt câteva documente deocamdată despre care noi nu cunoaștem. Asta e lista finală.
Asta tot ce noi am primit. Două documente care noi am primit sub semnătura de la Banca Națională, adică asta de la CROU, prin intermediul Băncii Naționale. Există anumite riscuri și le asumați. Care sunt riscurile în continuare? Pentru noi că am semnat publice... declarația prin care să nu publicăm aceste documente și să nu divulgăm numele indicate în acest raport, aceste două documente. Riscurile care sunt scrise acolo că pot fi prejudiciate și țin de publicarea, că va fi problema cu recuperarea banilor, va fi problema cu colaborarea cu mai multe bănci de la care a pervenit o informație prețioasă atât în adresa agenției CROU cât și în adresa Băncii Naționale, înțelegem îngrijorarea lor și dat fiind faptul că avem nevoie, totuși, cum a spus și Dumitru, să întoarcem banii cetățenilor în contextul legii miliardului care este pusă pe umerele oamenilor, noi ne vom conforma. Dar a doua cerință, că să publicăm, să numim, nu numim persoanele care sunt indicate aici, noi am decis că ne asumăm acest risc și nu credem. Aceste numele sunt cunoscute parțial nu sunt cunoscute, dar procuratura îi cunoaște. Nu credem că rostirea acestor numele poate cumva prejudicia material Republicii Moldova. Nu există. În declarația care noi am semnat nu este scris nici despre penalitate, despre nimic. Doar că noi să nu publicăm aceste documente și să nu rostim numele. Noi am hotărât că de dragul cetățenilor, de dragul societății încălcăm parțial acest angajament care l-am semnat azi. De ce în primul raport cu rol figurează companiile soțului doamnei Grecian, iar aici nu se regăsește? Dumneavoastră să întrebați pe cei care au făcut acest raport. În acest raport, noi încă mai studiem, firmele, numele, acolo sunt câteva persoane foarte suspecte din anturajul, din câte eu am înțeles, din anturajul mai multor politicieni. Nu credeți că doar a luat Plohatniuc. Dar în raportul CROU 2 și în aceste documente, eu nu văd nicăieri nici numele soțului doamnei Grecian, nici numele companiei. Dacă apare această informație, credeți-mă, noi în cadrul comisiei vom anunța și vom ieși în fața presiei și o să spunem acest lucru. Nu există niciun om care trebuie să fie scutit de normele legale. Nu contează cu cine avem alianță sau nu avem alianță. Ați spus despre faptul că este Vlad Filat și gruparea lui nume din... M-a plăcut chestia asta cel mai mult, da? Dați-ne nume. Da. Cine pe lângă? Din grupul său. Acolo sunt câteva nume din anturajul lui, rudele. Eu n-am atras atenție, dar numele cunoscute care au trecut și în bază dosarului penal. Asta nu vi se pare important? Pentru mine e important numele persoane care au fost prim-ministru și au fost implicat în chestia asta. Lângă dânsul sunt câteva persoane care au gradul de rudenie sau gradul de prietenie cu dânsul, probabil. Noi încă nu le-am studiat atât. Dar nu sunt niciun nume sonoare din spectrul politic, în afară de Vlad Filat. Din anturajul lui, mă refer eu aici. Ce veți face cu mai departe? Vom pregăti raportul. Vom pregăti raportul și sperăm foarte mult că nu mai târziu de 15 octombrie vom ieși cu un raport în fața pledului Parlamentului, dar repet încă o dată, sper că comisia o să accepte că prima recomandare o să fie desecretizarea tuturor materialelor cu care noi am lucrat, inclusiv și acestora. Eu sincer, eu nu înțeleg de ce la jumătate de materiale cu care noi am lucrat stă această parafă. Secret, strict secret, confidențial. Am expediat către Ministerul Afacerilor Orientale niște documente unde am anexat și o sinteză procuraturii cu grif restricționat. S-au început discuțiile. De ce? Cum am permis? Această secretomanie care nu aduce la nimic. Doar că noi încercăm să arătăm că suntem tari, mari, vașnici. Trebuie să terminăm cu chestia asta. Vom insista că toate documentele să fie desecretizate. Oamenii merită să știe. În 2013 ați scris un articol în care ați spus că la BEM va fi totul bine. Oi, Doamne! E bine? Mihaela. Da. Mihaela, eu în 2013 scriam aceste cuvinte și am spus asta în 1000 de ori. Reieșind dintr-o simplă prezumție că oamenii care sunt în funcții
publice, sarcina cărora este să protejeze sistemul nostru bancar, o să-și facă treaba. Și aici am vedere domnul Drăguțanu, aici am vedere oamenii de la CNPF, CNA și așa mai departe. Deci sunt oameni concreți care ar fi trebuit să-și facă treaba mai bine și nu și-au făcut. Ei aveau suficiente legislații pe care să o aplice ca să ne protejeze sistemul nostru bancar. Atunci eu reieșeam, iată, din această naivă prezumție că oamenii ăștia o să facă tot ce le stă în putere și o să facă, și o să aplice legile pe care le au la dispoziție. Foarte simplu și m-am referit la răspunsul ăsta o mie de ori și o să repet fix asta de fiecare dată când o să mă întrebați. Gata, Mihai. Mai ai? Împarți microfonul. Vreau să vă întreb și până la urmă, raportul publicat de Renato Usată este același raport care îl are procuratura sau nu? Noi n-am examinat detaliat încă ce n-am comparat, dar la prima vedere există diferență. Sunt câteva denumiri, dar iarăși noi n-am avut timp să facem comparație detaliată. Noi două ore au trecut de când noi așa am vrut, chiar și după ședința aceasta în plen, am vrut să aducem publicul această informație. La 13:30 noi toți am semnat declarația privind recepționarea acestui document. Ok, și mai am o întrebare referitoare pentru domnul Carp. În cadrul unei emisiuni, domnul Octavian Țicu a declarat că dumneavoastră ați putea să părăsiți blocul acum. Cum și în ce condiții? Bun, noi acum vorbim despre raportul propriu. Conferința de plen se referă la ceea ce este publicat și în formă. Vă rog, nu politizați activitatea comisiei de anchetă. La noi în comisie lucrează din toate trei fracțiuni și lucrează foarte bine. La noi există consens pe mai multe întrebări strategice. Vă rog, nu ne stricați activitatea comisiei. Nu este corect față de colegii mei care ieșit în dar e un subiect care ne interesează pe mulți. O să fiți aflați. Când va fi timp, o să aflați foarte mult. Ok. Succese, o seară liniștită. Mersi.